Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Noi deja am văzut cât de importantă este încrederea în sine pentru a obține un anumit nivel de performanță. Și cine a ascultat emisiunea de luni, mi se pare, poate să amintește că am zis: există o încredere în sine care se bazează pe competență, deci eu am încredere că sunt în stare să fac un anumit lucru, și am zis, există un alt fel de încredere în sine. Pentru că la un moment dat, lipsa de competență, cum am zis, nu ar trebui să fie un motiv de a ne autojigni, să spunem așa. La un moment dat, eu, cine mi știe, știe că, de exemplu, sunt în stare să fac un concert la pian decent, dar abar nu am de cum se cântă la vioară. Asta nu mi face să mă simt inferior față de un violinist. La un moment dat, el are o competență, eu am alta competență. Evident, nu mă bag în anumite chestii în care nu am competență. Dar eu nu vreau să vorbesc de chestia asta. În zilele trecute i-am vorbit cât de mult este importantă credibilitatea și încredere în ceilalți, în business și în relații. Pentru că la un moment dat, dacă o firmă nu respectă angajamentele, pierde credibilitate și inevitabil falimentează, pentru că nimeni vrea să lucreze cu cineva care nu are credibilitate, prietenii, cunoștințe, profesioniști, își pierd credibilitate dacă nu respectă angajamente. Nu. Deci, hai să vedem un moment cealaltă față de lipsa de încredere. Ce înseamnă, într-adevăr, lipsa de încredere în sine, la nivel personal? E foarte simplu și nu are nicio legătură cu competența. Cum am zis, gândiți-vă, când pierdeți încredere în un prieten, când v-a promis ceva, când a luat un angajament și nu se ține de cuvânt. Pierdeți încredere. Știți că cuvântul lui nu are nici o valoare. E atunci eu vă întreb, cât de ori cu voi, nu cu ceilalți, cu voi, ați promis că de luni mă apuc de sala, de luni mă las de fumat, de luni mă iau la regim, o să termin, mă apuc de învățat spaniola, de acel milion de angajamente pe care le luăm cu noi, pe care nu ne obligă nimeni, pe care ar fi în interesul nostru și nu le respectăm. Asta este adevărata lipsa de încredere în sine. Faptul că noi știm, e un pic schizofrenică situația asta, pentru că se pare că sunt multe persoane înăuntru de noi și de fapt așa este. Sper să am o ocazie să dezvolt tema, că e cam dificilă de abordat în 5 minute. Dar, practic, gândiți-vă un moment, o parte din noi ia un angajament cu noi și alta parte din noi spune: lasă-mă cu prostie, că știm perfect că nu-l faci. Asta este adevărata lipsa de încredere și de asta este așa de devastator. Ok? Cineva a spus, am citit undeva, că secretul succesului, și asta, de asta am dat titlul ăsta, secretul succesului e foarte banal și se rezumă în două fraze. Notează ce vrei să faci, să-l faci într-adevăr. Punct. Pentru că gândiți-vă un moment, toate angajamentele pe care le-ați luat cu voi în SIVA, adică nu cu ceilalți, nu cu instituții, nu cu șeful, nu cu voi, de mâine fac. Și cât de ori nu l-ați respectat și unde ați fi astăzi dacă ați fi respectat toate angajamentele. Deci, repet, dacă este un secret al succesului și secretul încredere în sine și secretul al performanței, secretul într-adevăr la orice, o tare este un lucru și fau. Punct. Nu există altul secret mai banal. Faptul că uneori e complicat, de asta există coach, nu?
O si buona tutto, non ne vedem nuine quante ginduri despre viazza, muarte, situata trabaglio. O si buona.